Fiecare pescar visează la o captură pe cinste. Unora dintre ei le zâmbește soarta și le oferă posibilitatea să prindă un pește nu doar mare, ci un adevărat deținător de recorduri. Despre asta vom vorbi în acest episod. Astăzi veți vedea cum au prins oamenii cel mai mare rechin din istorie și alți pești gigantici, așa că puneți un like și să începem! Minunea din Canada. Uneori oamenii întâlnesc creaturi uimitoare, dar totuși destul de obișnuite, ca de exemplu aceiași rechini, însă uneori li se nimeresc monștri în existența cărora nimeni n-ar fi crezut, dacă nu i-ar fi văzut cu ochii lor. Iată de exemplu această creatură din adâncurile mării. A fost prinsă în apropierea Newfoundlandului, la o adâncime de 800 de metri. Pescarul care era singur povestea că peștele părea să aibă un nas parcă de cauciuc și aripi. Chiar și localnicii care au aflat despre captură nu puteau să recunoască o vietate cunoscută. Oamenii au presupus că putea să fie un ornitoring gigantic, dar peștele era prea mare pentru această specie. Lungimea era mai mare de un metru. A trecut ceva vreme până când pescarul a primit răspunsul de la oamenii de știință. Ei au afirmat că e chimeră, un pește cu cartilaj otrăvitor pe spate. Iubește să înoate la adâncimi mari, anume din cauza asta oamenii nu au cercetat-o cum se cade. Care ar fi fost reacția voastră dacă ați fi prins așa frumusețe de pește? Peștele spadă. În august 2022, un pescar din SUA s-a pornit să facă ceea ce face în fiecare săptămână. S-a dovedit că el nu mai poate fi uimit de nimic, dar acea zi i-a demonstrat contrariul. Bărbatul pe nume Brandon Kearney multă vreme suferea eșecuri. Peștele pur și simplu nu se lăsa prins. Încercând să schimbe situația, a folosit o momeală pe care a coborât-o la vreo 100 de metri. N-a trecut nici jumătate de oră când bobina a început să se învârtă rapid, ceea ce înseamnă că la celălalt capăt al firului era cineva incredibil de mare. Kearney a încercat să ia totul în mâinile sale și pur și simplu să scoată captura din apă, dar ea s-a dovedit a fi prea grea. Atât de grea încât și bobina electrică a pescarului a eșuat și a fost nevoit să se folosească de una simplă. Câteva ore, metru după metru, bărbatul ridica peștele din adâncuri și în sfârșit l-a scos. Peștele spadă avea peste 4 metri în lungime și cântărea undeva 230 de kilograme. Capturarea caracatiței. Haideți să ne abatem un pic de la pești și să vorbim despre caracatițe. Aceasta este creatura cunoscută de toți, pe care ne-am obișnuit să o vedem în diferite videouri ale echipelor de cercetare. V-ați gândit vreodată dacă poate fi prinsă? Dacă da, ce trebuie să faceți pentru asta? S-a dovedit că o caracatiță poate fi prinsă ca un pește simplu, doar că trebuie luate în considerare câteva momente importante, fără de care pescuitul riscă să eșueze. Prima regulă este momeala. Desigur că în cazul cu caracatița, cea mai bună momeală este un crab. De asemenea, sunt folosite capcanele speciale, fiindcă acest locuitor marin iubește să se ascundă. Vor fi bune ulcioarele, cauciucurile de mașină sau conducte inutile. După ce are în arsenalul său tot necesarul, pescarul trebuie să arunce momeala la adâncime, fiindcă aceste creaturi nu înoată la suprafață. Ah, dar și speranța la noroc! Cum a avut-o și eroul acestui video? Ce ați fi făcut voi cu așa caracatiță mare dacă ați fi prins-o? Peștele spatulă este unul dintre cei mai mari pești de apă dulce din SUA, cu un bot lung specific. Înainte, oamenii de știință considerau că îl folosește pentru a săpa vegetația de pe fundul lacurilor și râurilor, dar de fapt se hrănesc filtrând zooplancton. Spatula este mai mare decât restul capului. Conține receptori care pot să perceapă câmpuri electrice, ceea ce înseamnă că peștele spatulă literalmente conectează capul folosind spatula în căutarea planctonului. Acești pești au o medie de viață destul de ridicată și din cauza asta nu se grăbesc să se înmulțească, până când masculii nu ajung la vârsta de 5 ani. Dar cum rămâne cu femelele? Știți câte ouă pot depune? Mai mult de 1 milion. Interesant, cât giganți ca și cel din video mai înoată în apele din apropiere? Nucumii.
În anul 2020, un grup de cercetători de la OSearch au mers înspre coasta Noii Scoției cu scopul de a întâlni rechini mari și de a lua monstre de celule și sânge, pentru a înțelege mai bine modelul de migrație a prădătorilor prin Oceanul Atlantic de Nord. Peste o lună după începerea expediției, oamenilor le-a zâmbit norocul. Ei au prins un rechin de aprox 5 metri lungime, cu o greutate de 1,5 tone. Judecând după mărimile lui și aspectul fizic, avea mai mult de 50 de ani. L-au ridicat la bord și l-au legat. Au numit captura Regina Oceanului sau Nukumi. Este o referință la bunica înțeleaptă a poporului indian, Mi'kmaq. Când a fost prins, rechinul se comporta destul de calm, ceea ce e surprinzător. Aproape că nu se mișca. Chiar dacă i-au luat monstre din sânge, piele, bacterii, pe dinți și chiar și fecale. În total, oamenii de știință au donat analize pentru 21 de cercetări. După ce totul s-a terminat, rechinul a fost eliberat. A fost cel mai mare prădător pe care un centru de cercetare l-a întâlnit vreodată. Atractosteusul din Mississippi. Este peștele care intră în lista celor mai mari specii, locuiește pe teritoriul Statelor Unite și Mexic. El mai este numit peștele aligator și veți înțelege de ce. Iată, acest pescar nici nu putea să se gândească că asemenea gigant se află acum pe cârligul său. Cu eforturi supranaturale, l-a scos pe ureaș la mal și s-a convins încă o dată cât de masivă e captura lui. Cântărea 135 de kg și la sigur este cel mai mare pește care a fost pescuit vreodată. Autorul videoului a decis să verifice dinții și dacă sincer sunt cam înfiorători. Parcă e un aligator adevărat, care ar putea să muște în două un aligator mai mic. Dar și acest fapt e doar o presupunere, căci de regulă această specie vânează raci și pești mici. Oricum n-ar fi, credeți-ne că acești pești știu pe cine să vâneze. Trăiesc pe această planetă mai mult de 100 de milioane de ani. În acest timp îndelungat, n-au inventat nimic mai eficient decât ambuscada analge și atacul printr-o smuncitură rapidă. Halibutul gigantic. Un alt record personal a fost atins de britanicul Paul Stevens, care în 2022 a pescuit un halibut enorm. Pescuind în Norvegia, bărbatul a scos din apă un gigant de 2 metri, cu o greutate de 180 de kg. În afară de asta, după cum povestește însuși Paul, a fost un norocos. El aproape că a murit în timpul pescuitului. Prada s-a dovedit a fi atât de mare și agresivă că nu ceda eforturilor lui, ci mereu nota în direcția opusă. Cu așa energie, halibutul a dus barca undeva la 1,5 km. Deci știa peștele că nimeni n-avea de gând să-l mănânce. Omului îi era interesant să prindă peștele doar de dragul procesului, nu mai mult. Într-un final, bărbatul a prins halibutul, a făcut câteva poze, l-a măsurat și l-a eliberat, ca să poată trăi calm. Dar nu e cel mai mare reprezentant al speciei sale care a fost prins vreodată. Au fost cazuri când pescarii scoteau indivizi de vreo 300 de kilograme. Interesant, ce puteau ei să facă cu barca lui Stevens? Scrieți-ne în comentarii cum avea să vă luptați cu așa giganți. Eu personal, mereu aș fi mers la pescuit cu o barcă mare și grea și m-aș fi asigurat că am bobine electrice pe ea. Arapaima. Următorul pește de pe lista noastră de astăzi este arapaima. Din cauza dimensiunilor sale și a caracterului agresiv, este numit regele apelor. Este un pic periculos să vânezi un astfel de pește. Necătând la puterea din corpul lui, arapaima se mișcă calm și încet în apă, fără să se gândească la cineva. Ea știe că ajungând la asemenea dimensiuni, nimeni nu o poate înghiți în întregime, așa că dacă va fi atacată, va reuși să reacționeze la timp și să riposteze. De așa model de comportament se ține de milioane de ani. Arapaima înoată în apele pământului de 135 de milioane de ani. Arată aproape exact așa. Aparatul ei respirator îi permite să respire cu oxigen. Capacitate destul de ciudată pentru pești, deși se întâlnește și la alte specii. Fiind foarte mare, arapaima se preface că este un buștean care plutește haotic, apoi face un salt brusc spre prada sa. Și uimitor, dar așa funcționează. Dar de ce ne uimim? Uitați-vă cât de mare este! Chiar și trei bărbați abia de o țin în brațe, când au eliberat-o, le-a dat o coadă bună, ceea ce vorbește despre puterea și dexteritatea ei. Următorul pește este mahi-mahi. Vă spun deodată că prinderea lui nu e cea mai ușoară sarcină. În primul rând, este incredibil de greu de prins. Chiar și viteza multor bărci cu motor nu se compară cu viteza acestui pește. Al doilea factor este inteligența.
Mahi-Mahi gândește un pic, așa că nu se va lăsa dus de nas cu trucuri ieftine. Ca să fie prins, trebuie să inventați ceva nou, ceva ce n-ați mai văzut niciodată până atunci. Mahi-Mahi nu va ezita și se va repezi înspre așa momeală seducătoare. Rămâne doar să aveți destulă putere ca să faceți fața acestui pește super zburdalnic și frumos. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii, voi iubiți pescuitul? De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!